Bună ziua, bună ziua! Bine ați venit la prăjituri cu camelia și bucate gustoase! Bine ați venit în bucătăria mea! Eu vreau să încep această zi cu voi, cu mii și mii de mulțumiri. Pe canalul de YouTube am ajuns și am depășit 10.000 de înscriși și datorită vouă și vă mulțumesc din suflet. Și acum o să ajungem și pe pagina aceasta de prăjituri cu camele și bucate gustoase și la 10.000 și aici avem 9.000 și vreo 800. Și vă mulțumesc din suflet. Și astăzi vom face fursecuri. Eu am să le fac așa în această formă și am să le fac așa și apoi vom face și în aceste forme micuțe. Și o să le umplem, acestea o să le facem așa circulare și o să le umplem cu Nutella. Și acestea cu dulceață, cu ce fel de dulceață doriți voi. I-am preparat aluatul aseară, l-am ținut la frigider, l-am scos puțin să se încălzească. Și acum o să-l întindem. Și ingredientele pentru acest aluat, am pus un ou, 125 de grame de unt, puteți pune și untură și margarina, cum fiecare pune ce are. 125 de zahăr, un praf de sare, esență, coajă de lămâie, ce esențe doriți. Și circa 300 de grame de făină. Deci trebuie să avem un aluat potrivit de tare, nici foarte tare, dar nici foarte moale, ca să-l putem lucra. Și 8 grame de praf de copt. Așa, acesta este aluatul. Eu l-am pregătit înainte ca să nu pierdem timpul. Ne-am deschis și cuptorul la 180 de grade și sus și jos. Este un cuptor electric. Așa. Și vom întinde acest aluat și vom face fursecuri în această formă. Vedeți? Așa, am să vă arăt imediat. Și apoi vom pune și în aceste forme micuțe. Ia uitați, parcă sunt de fetițe de la jucării. Așa. Și acestea le vom umple cu dulceață și acestea cu Nutella. Și acum am să dau deoparte aceste forme și să întindem aluatul. Voi presăra puțină făină pe masa de lucru să nu se lipească. Și vom întinde aluatul. Aluatul a stat toată noaptea la frigider. Eu l-am făcut de aseară. Și l-am scos și s-a încălzit puțin, ca să-l putem lucra. Așa. Adăugăm făină, așa peste tot, ca să nu se lipească. Întoarcem. Și îl întindem subțirel, subțirel. Acum l-am întins subțire, să sperăm că nu s-a lipit și voi tăia cu această formă. Eu am o formă, are mai multe rotițe care se scot, vedeți? Eu dacă le pun așa pot să tai și să fac dimensiunea pe care o doresc. Vedeți? Așa. Și am scos ca să pot să-mi fac această, să le scoatem din nou, să-mi fac aceste fursecuri și mi-am dat această dimensiune și să tăiem. Așa. Să luăm surplusul care nu ne trebuie.
Și cum am spus, vom pune în această formă. O să pun Nutella pe mijloc. Am să vă arăt imediat cum facem. Așa. Așa. Eu voi pune Nutella pe mijloc și apoi voi întoarce și voi pune în această formă aici. Am să vă arăt, să vedem dacă este lungimea cât ne trebuie. O să mai tai puțin, cam așa cred că ar veni. Ia să vedem. Și să le punem așa în două. Așa. Și acum să punem Nutella. Am aici un borcan. Și am să mă ajut cu două lingurițe. Nu punem multă, punem așa puțină pe lung. Și o să începem așa de aici. Așa. Nu punem prea multă, punem dintr-o parte în alta. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit la prăjituri cu camele și bucate gustoase. Eu astăzi vreau să vă mulțumesc din suflet că fără voi nu aș fi reușit să ajung la 10.000 de abonați pe canalul meu de YouTube Prăjituri cu camele și bucate gustoase. Și așa aici pe pagină avem 9.800, încă puțin și facem 10.000. Așa, și astăzi facem aceste fursecuri, să sărbătorim. Și să mai spun o dată ingredientele. Eu aluatul l-am făcut aseară și l-am ținut la frigider. Și am pus un ou, 125 de grame de zahăr, 125 de untură sau de unt sau de margarină, cum fiecare pune ce are, 8 grame de praf de copt, un praf de sare, arome, după gust, coajă de lămâie, de portocală, fiecare pune ce are în casă, vanilie, rom și circa 300 de făină. Cum făina, depinde cât este de uscată, 300, 310, 280. Deci aluatul trebuie să fie potrivit de tare, se face foarte repede, se amestecă toate. Așa. Așa, mai întâi să punem primele. Ia uitați, punem în această formă și eu am să strâng. Vedeți? Așa le unesc. Unesc și acum eu am să pun în această formă, vedeți? Am să vedem dacă se vede. O să dau așa într-o parte puțin. Așa. Și am să pun așa aici, uitați. Și unim. Și voi lăsa așa. Și așa o să le facem pe toate. Întoarcem. Și acum așezăm așa aici. Și unim. Vedeți? Așa. Eu am deschis cuptorul la 180 de grade și sus și jos să se facă repede. Așa. Vedeți? Unim. Puteți pune și dulceață dacă doriți. Eu asta vreau să le fac cu Nutella. Ia uitați. Și le punem așa aici. Și unim.
Vedeți? În două. Și așezăm așa aici și unim. Că de la căldură se lipesc. Așa. Uitați. Și acum am să dau deoparte aceasta. Și acum am aceste forme mici, să le umplem și pe acestea. Vedeți? Și acestea o să le umplem cu dulceață. Așa, am să dau deoparte forme, să pun aici în față. Așa. Aluatul care mi-a rămas, îl amestec și îl întind ca să umplem aceste forme. Eu nu le ung. Nu le ung. Pentru că avem destul grăsime de la unt, de la untură în interior. Fiecare pune ce dorește. Așa, pun puțină făină și întind. Așa, și întinde. Nu întind prea subțire, că am să tai acum, ca să punem în interior, vedeți? Tai. Și acum apăs. Și punem în interior aici. Iată-ți. Așa, imediat punem și dulceață. Facem și rotund. Și apăsăm. Așa. Vedeți? Așa. Și cu acestea facem la fel. Sunt mici. Iată-ți. Și acum apăsăm așa. Dacă vi se pare că aluatul este prea gros, faceți foaia mai subțire. Așa. Sau apăsați și tăiem surplusul. Așa. Dacă vi se pare că este prea gros. Imediat dăm la cuptor și apoi o să mai facem. Așa. Apăsăm și tăiem surplusul. Tăiem așa ce iese pe deasupra. Și vom umple cu dulceață. Am să le dau la cuptor și după aceea mai facem câteva să vă arăt și cum arată când sunt gata. Durează foarte puțin la copt. Strângem aluatul. Aici am puțină dulceață. Puneți ce fel de dulceață doriți. Puteți pune și cremă de patiserie și după aceea, după ce le scoateți din cuptor, adăugați, le coaceți cu crema de patiserie sau le coaceți separat. Și puneți aici 2-3 fasole, deci puneți o foaie și după aceea puneți fasolică, le coaceți să dați formă la acest,
această prăjiturică mică, așa, mini crostată. Așa, și umpleți cu crema și cu fructe proaspete. Sau puneți direct crema și băgați la cuptor și fructele le adăugați după aceea. Deci faceți cum vă place. Acest salat este foarte, foarte bun pentru foarte, foarte multe. Așa. Și acum ia să punem puțină dulceață. Aici. Așa, câte puțină, puțină. Umplem așa. Din aluat putem face o floricică, două, trei breteluțe să punem deasupra. Ca să fie frumoase sau le putem lăsa pur și simplu așa. Sau puteți pune câteva nuci, câteva nuci tăiate sau fistic sau migdale. Așa, peste. Să pun și aici puțin. Cred că este multă. Ia uitați. Întindem să facem două, trei breteluțe deasupra și dăm imediat la cuptor. Puneți făinuță să nu se lipească de desubt. Încerc să o fac mai subțirică. Așa. Vedeți? Am să scot rotițele și am să las doar una ca să tai. Așa. Și acum punem așa deasupra. Așa peste. Vedeți? Așa. Și acum ne jucăm. Putem decupa și floricele cu formele. Așa, ia să punem și tot pe aceasta, tot la fel. Să facem așa o mică presiune cu mâna și scoatem. Ia uitați, să se lipească. Așa. Avem două făcute. Așa. Putem lăsa pur și simplu așa. Două și două. Și acum le dau la cuptor. Și între timp noi o să mai facem cățecoc. Ia uitați, fursecuri. Imediat le dau la cuptor. Și
Le lăsăm 10 minute și după aceea ne uităm să vedem. Așa. Și din acesta luat să mai facem. Putem face și cornulețe. Puteți face... Așa. Ia uitați. Vedeți? Să știți că este minunată, nu costă mult și să vă cumpărați, se scot și vă dați dimensiunea la... Ia uitați, eu dacă le pun pe toate, pot să fac sărățele. Vedeți? Ia uitați ce frumoasă este. Eu cum găsesc ceva, îmi cumpăr. Și acum, să facem, să vă arăt distanța. Așa. Am să scot două. Și să facem așa pătrățele. Uitați ce frumoase sunt. Și acum am să pun câte o picătură de Nutella, așa, puțină. Scoatem pe cele care nu ne trebuie. Între timp la cuptor se fac. Ia uitați. Și punem așa pe mijloc. Puțină Nutella. Așa. Câte o picătură. Și ridicăm așa și facem triunghiuri. Și le punem la copt. Puteți folosi Nutella, că nu curge. Deci nu se topește să curgă. Așa. Sau puteți pune rahat în interior, câte o bucățică de rahat. Imediat vă arăt și pe cele de la cuptor. Așa. Ia să mă uit. Încet se fac. Apoi le dăm cu zahăr pudră. Așa. Și acum le unim. Le scoatem așa și le luăm. Vedeți? Le unim. Pur și simplu. Așa. Încet. Puneți o bucățică de rahat și să vedeți ce bunătate. Să
Sau fructe confiate puteți pune în interior. Așa. Nu puneți dulceață pentru că dulceața iese la aceste triunghiuri. Așa. Ia uitați. Mi-a mai rămas puțin aluat. Sau puteți face. Facem biluțe. Ia să vă arăt. Și le unim. Și facem fursecuri. Dacă nu avem forme. Așa. Să dau și într-o parte. Mă uit și la cuptor să nu ardem fursecurile. Ia uitați. Așa. Aici pe mijloc o să punem puțină Nutella. Și acum cu aceste, ia uitați, aceste instrumente pentru fondant putem face. Să dăm forma la petale și să apăsăm. Ori apăsăm așa, ia uitați. Și ele se lipesc. Așa. Doar că așa se pierde timp și ne jucăm. Acum depinde de fiecare. Ia uitați. Așa. Vedeți? Și punem puțină Nutella. Am să pun așa puțină făină să nu se lipească. Și am să pun puțină Nutella în mijloc. Așa. O să le vedeți după ce se coc cum arată. Așa, să ne mai jucăm puțin cât se fac. La cuptor sunt aproape gata. O să facem și două floricele. Așa. Așa, ia să fac biluțele egale. Cât de cât egale toate. Așa. Putem apăsa și cu. Aveam o bilă, o bilă, o bilă, numai că nu o am. Apăsăm cu. Nu, o am. Ia uitați. Așa, care aici are biluță. Să facem așa. Și facem tot la fel. Ia uitați, cu această formă. Așa cât de bine se vede. Așa. Și apăsăm. Aluatul se lipește după ce facem biluțele, apăsând așa. Ia uitați. Și punem Nutella. Așa. Am să pun puțină făină de desubt aici, să nu mi se lipească. La cuptor cred că sunt gata. Imediat vi le arăt. Să le scoatem să nu se ardă. Așa.
vedem și la cuptor ce avem. Ia uitați-le. Vedeți? Imediat le scoatem acum. Să pun așa că este aici. Alunecă. Să le scoatem. Așa, și acum să punem, să le punem pe acestea în tavă. Acestea le pun fără hârtie de copt sau puteți pune și hârtie de copt. Imediat vi le arăt. Așa. Și le dăm la... Ia uitați. Mi-a rămas aceasta. Am să o pun așa. Am să o pun direct așa la cuptor aceasta. În picioare. Vedeți? Așa. Să vedem dacă îmi rămâne în picioare. Ia uitați-le. Și acum le dăm și pe acestea la cuptor. 180 de grade, ați văzut, circa 10 minute, 15 maxim. Și acum, ia să le vedem. Că sunt fierbinți. Ia uitați-le. Așa, am să le pun așa aici. Să o dau deoparte. O să le vedem și pe aceste micuțe. Ia uitați-le. Vedeți? Cum au ieșit? Ați văzut? Imediat se fac. Nu trebuie unse. Sunt delicate, se rup încet, încet. Așa. Că sunt fierbinți. Că batem dulceața. Ia uitați ce frumusețe aici. Așa. Și acum, cu puțin zahăr. Să dau deoparte. Am să-mi pun puțin zahăr pudră. Și o să le pudrăm. Așa. Și le pudrăm. Ia uitați.
Ia uitați ce frumuseți. Am să ridic așa. Ia uitați-le cum arată. Așa. Un deliciu. Aceasta este rețeta de astăzi. Să vă mai spun o dată ingredientele. Mulțumesc, Elena. Îți mulțumesc. Vă pup și vă mulțumesc din suflet pentru tot. Pentru tot. Aceasta este rețeta de astăzi. Eu aluatul l-am făcut aseară și l-am făcut din un ou, 125 de grame de zahăr, 125 de grame de unt sau untură, puteți pune și margarină dacă cine folosește margarină, 8 grame de praf de copt, un praf de sare, esențe, am să scriu și în comentarii și în prezentare, și circa 300 de grame de făină. Acum depinde cât de uscată este făina. Aluatul trebuie să fie potrivit de tare. Și dacă ați greșit și ați pus mai multă făină, adăugați o lingură de lapte sau chiar și o lingură de apă puteți adăuga. Și dacă este foarte moale, adăugați făină. Ia uitați, aceasta este rețeta. Să le punem așa aici. Ia uitați-le cât de frumoase sunt. Am să și rup să vă arăt cum arată. Așa. Să le punem și pe CSP, pe o farfuriuță, așa. Să știți că sunt delicate, aveți grijă. Așa. Că se rup. Ia uitați ce frumusețe. Fursecuri cu dulceață și cu Nutella. Așa, ia să vă rup să vă arăt cum arată unul. Sunt delicate, delicate. Ia uitați-le. Cu Nutella în interior. Un deliciu. Ia să și gust. Așa. La cuptor le avem pe celelalte. Sunt aproape gata. Eu am să vă pun poze în comentarii și vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru că mă sprijiniți și mă susțineți și mă urmăriți. Vă mulțumesc din suflet. Ieri am sărbătorit 10.000 de abonați pe canalul meu de YouTube. Fără voi nu aș fi reușit niciodată și vă mulțumesc că de curând facem 10.000 de urmăritori aici pe pagina de prăjituri cu camele și bucate gustoase. Și eu vă mulțumesc din suflet și vă doresc multă, multă sănătate. Vă iubesc, vă pup și ne vedem din nou cu alte rețete. Pupici, multă, multă sănătate! Vă las această rețetă, o public și pe canalul de YouTube Prăjituri cu Camele și Bucate Gustoase. Este foarte, foarte, foarte bună. Ia uitați ce minunății. Și să o încercați, să-mi lăsați mesaj în comentarii dacă încercați rețetele. Vă pup și vă doresc multă sănătate, o zi frumoasă și încă o dată mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc din suflet. Fără voi nu aș fi reușit să ajung aici unde am ajuns. Vă pup, multă sănătate, la revedere, o zi frumoasă, pupici. Și încă o dată mulțumesc. Mulțumesc, Vasi, mulțumesc din suflet. Multă sănătate. La revedere, pupici tuturor. Vă mulțumesc din suflet.